Moment emoționant la sfârșitul săptămânii trecute pentru handbalul feminin craiovean. Ildiko Barbu, portarul echipei de handbal SCM Craiova, s-a retras în mod oficial din activitatea competițională. După 4 ani petrecuți alături de echipa din Bănie, Ildiko Barbu s-a retras într-un meci în compania fostelor colege de la Old Kim. La final, Ildiko Barbu a mărturisit că este una dintre cele mai grele clipe din viața ei de sportivă. Cea mai tristă zi din viața mea, dar asta este viața. Nu putem să rămânem toți tineri, trebuie, vine o zi în care trebuie să spui, să te oprești, să spui stop sportului, iar acea zi a fost astăzi pentru mine și cu durere în suflet mă îndrept către o altă etapă din viața mea. La final de carieră, Ildiko Barbu spune că a avut multe satisfacții, iar publicul și colegele de echipă au fost întotdeauna alături de ea. Eu zic că sunt împlinită, profesional și cei 4 ani petrecuți la Craiova au fost foarte grei, au fost ani grei, dar minunați și dacă ar fi să dau timpul înapoi, la fel, aș veni la Craiova, unde am întâlnit un public extraordinar, oameni minunați, craiovenii sunt oameni extraordinari, tot timpul îi voi avea în inima mea și voi veni de câte ori voi avea ocazia. Am avut-o și colegă de echipă și este un om extraordinar. Ne pare rău că a fost ultimul ei meci, dar cred că este importantă familia și să fie împlinită. Îi doresc mult succes. După retragere, Ildiko Barbu spune că se va îndrepta spre activitatea de la catedră și cea de antrenor, dar în primul rând se va dedica vieții de familie. Îmi doresc din tot sufletul pentru ea să își îndeplinească obiectivul care și l-a propus, adică să facă un bebe și cred că ar fi cea mai împlinită. Eu m-am transferat la o catedră de handbal, la Energetic în Vâlcea. Vreau să-mi susțin teza de doctorat în luna septembrie și totodată să scot o carte de portari. Deci ce știu eu mai bine și ce îmi place cel mai mult ca și antrenor, dar sentimentul care l-am avut în teren nu-l voi mai avea. Cunoscută în lumea sportului sub numele de Shumi, Ildiko Barbu a început handbalul la Baia Mare. S-a transferat apoi la Old Kim Râmnicu-Vâlcea, alături de care a câștigat campionatul și Cupa României și a jucat finala Cupei Cupelor în 2002. A activat apoi la cluburi din Ungaria și Spania, pentru ca la revenirea în țară să joace la Craiova. Cu echipa națională de tineret a obținut titlul mondial, iar cu echipa de senioare a ocupat locul 4 la campionatul mondial din 1999.